Domn Chestor a susit Mihnea și vrea să vă cunoască personal. În regulă, haideți, haideți acum. Invită la mine în birou, te rog. Spune-i să intre. Intră, te rog. Bună seara, domnul Mihnea. Bună seara, da? Domnul Lucifer vrea să vorbească cu dumneavoastră. Sigur. Pot să merg cu dumneavoastră în mașină? Da. Să vă puneți centura, vă rog. Desigur că da. Salutare băieți și bine v-am găsit pe serverul Gold Life România Hard Roleplay, un server de 5M pe care o să joc o bună bucată de vreme. O să încerc să fac cât mai mult roleplay în acest episod, fiind și primul episod de pe acest server. Dacă vă place, nu uitați să dați acolo un like și vă aștept aici pe server. Aveți toate informațiile necesare în descriere. Serverul este unul cu whitelist, deci va trebui să intrați prima și prima dată pe Discord, unde o să trebuiască să vă cereți locul. Suntem cu o mașină de poliție. Trebuie să mergem să vedem exact ce se întâmplă. Tocmai am ajuns în acest oraș. Nu știu nimic despre el. Știu doar că am fost repartizat la o secție de poliție din acest oraș și sunt curios să văd ce îmi rezervă viitorul sau cariera în această zonă. Bună ziua. Bună ziua. Sau bună seara. Numele meu este Mihnea. Haideți după mine. Numele meu este Pablo Pistolaru. Încântat, domnul Pablo. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Domnul Lucifer vă așteaptă în birou. Sigur. Domn Chestor a susit Mihnea și vrea să vă cunoască personal. În regulă, haideți, haideți acum. Invită la mine în birou, te rog. Spune-i să intre. Intră, te rog. Bună seara. Salut, Mihnea. Bine ai venit. Bine v-am găsit, domnul Lucifer. Eu sunt Lucifer, după cum deja știi de la colegul tău. Liderul de la PD. Am înțeles că a fost transferat de la noi. Ai funcția de agent șef principal. Acum, de unde ai venit, nu știu cât de nasol sau cât de bine ți era acolo, dar aici o să întâmpin multe probleme. O să dăm o mică tură de oraș și să arăt un pic care sunt treburile, da? Sigur. Vrei să te echipezi sau dăm așa, lejer? Cred că o să merg acum lejer și după o să mă echipez. N-aș vrea să mă strâng uniforma din prima seară. În regulă. Hai ca să-ți prezint un pic care cum e treaba pe aici la procesări și pe urmă ieșim. Aici avem camera unde colegul de acolo se ocupă de toți infractorii, le face poze, iar în calculatoarele alea avem baza de date cu toți criminalii, noi și vechi. Dacă ei sunt vechi, n-are o să le mai facem poze, prea multe amintiri le dăm la familie, așa că nu mai. Am înțeles. Dacă o să ai vreo problemă sau vreo întrebare, poți să apelezi la ofițerul nostru. Ok. O zi bună. Bun. Hai să mergem mai jos, unde distracția începe, cel puțin pentru ei.
N-am apucat să-ți văd vârsta. Ce vârstă ai, Mihnea? 21 de ani. Tânăr și văd că apt. Da. Agenție principală la 21 de ani. Foarte bun. Am fost destul de harnic. Bun. Aici avem, păzim toți infractorii care îi ținem în custodie până când ei sunt transferați la pușcărie, până sunt procesați, până li se întocmesc toate actele. Îi ținem în una din cele trei carcere și pe aici ieșirea în spate, unde o să-i aștepte duba de poliție. Ca să fie escortați împreună cu un echipaj al poliției, ca să nu avem surprize în cazul în care o să avem mafioți sau ceva. Da, se mai întâmplă să apeleze sau să ne vadă că îi luăm și să ne aștepte afară. Dar întotdeauna ieșim pregătiți cu muniție și cu tot. Hai să dăm un tur de oraș. Ok. Ce am văzut în dosarul tău și m-a impresionat e că am înțeles că stai bine cu armele semi-automate. Avem nevoie de forțe proaspete. Sunt preferatele mele. De mic, tatăl meu m-a învățat să le folosesc. Bun, și eu la fel, numai că la mine a fost cu bunicul meu care a fost în trupele speciale. E, na. M-am decis să iau și o parte. N-am ajuns mai departe, am ajuns lider, zic că e momentan suficient. Cu siguranță. Hai că asta e... Mă duc să aduc o mașină, da, o secundă, da? Sigur, sigur, vă aștept. O noapte care probabil că va fi destul de agitată. Mamă, ce mașină! Bun, spune-mi în orașul ăla, cât de rău flamat era? Era un oraș destul de liniștit. Nu aveam nici dotări foarte bune la capitolul mașini. Văd că aici aveți mașini destul de impresionante. Înseamnă avem mașini pentru fiecare categorie de ofițer și pentru fiecare intervenție în parte. Înțeles. Inclusiv mașini sport. Asta e una dintre cele mai slăbuțe la capitolul sport. Oh. Avem un McLaren și un Audi RS. Înseamnă că aveți rezultate. Avem rezultate foarte bune, dar și crime foarte multe. Și totodată, din păcate, mor și foarte mulți. Mor și foarte mulți agenți pe câmpul de luptă, să zic așa. Că mai nu suntem în armată, dar totuși aici e un câmp de luptă. Sperăm ca ușor, ușor să se schimbe acest lucru, să nu mai pierdem din ei. Sperăm. Tot mai multe carteluri își fac apariția și ne cam dau planurile peste cap. Scap de unii, dai de alții. Cum eliberezi un post, trebuie să găsească vreun șmecher să zică, domne, gata, a plecat regele, eu sunt nou rege. Da, și pe ăla îl punem la pământ cu greu, cu pierderi. Na, aia. Peste tot e greu, indiferent că ești într-un oraș mare, meseria de polițist e grea. E grea și niciodată nu știi dacă ajunge a doua zi acasă. Exact. Din păcate, uneori... Ți-ai luat... Spuneți, spuneți. Ți-ai luat un loc unde să stai sau încă nu? Încă îmi caut o chirie. O căsuță ceva? În regulă, dacă ai nevoie o să te ajute colegii de la Siții să-ți găsim o chirie mai acceptabilă. Am văzut că erau niște scaune la secție, cred că pot să dorm acolo câteva zile. Nu, nu se pune caz. Dacă e ceva, te invit la mine și vom
vom sta un pic la o bârfă, la o cafea. Am oprit la banca asta, e și foarte aproape de secția noastră, dar și una din cele mai atacate bănci. Fiecare bancă în parte au sisteme de supraveghere, cum e cel de acolo, care pot fi accesate de către colegii noștri de la jandarmerie, inclusiv de la poliție, ca să știm exact dacă cei care atacă banca ne mint, ca o static, sau să vedem numărul lor. Da, mulți o să zică că sunt 5-10, de fapt sunt doi bezmetiți, scăpați, drogați, care na, au zis să jefuiască o bancă. Din păcate, cum poți să vezi, intri în bancă, mare securitate nu ai, decât un geam care e bulletproof și în rest nimica. A, înțeleg. Și bănuiesc că în spate este safe-ul. În spate avem safe-ul și totodată avem și camerele de luat vedere care ne arată câți infractori sunt în safe. Un safe destul de mare, undeva la 50 de centimetri de oțel pur. Am încercat împreună cu primarul să măcar aici să avem o parte mai strong, dacă nu în, nu în față. Da, 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 îmi dau seama. Este destul de ușor de ajuns la el. Cu două dinamite, indiferent că e de 50, l-ai scos. Și la noi se găsește arme sau droguri, cam pe la toate colțurile. Pentru un moment, o să vedem pe viitor. Sper ca Sibiu tu să nu mintă în privința talentelor pe care le-ai descris acolo. Nu aș avea nicio... Oricum, niciun liderul motiv de care, de unde ai fost, e un prieten foarte bun de-al meu, e bătrân, l-a cunoscut inclusiv pe bunicul meu. El era un cadet în perioada când bunicul meu era lider aici și au rămas prieteni și mi-a dat cuvinte de laudă. Da, știi cum e, eu zic în față, cuvintele sunt cuvintele, faptele vorbesc. Exact. Bun, pe atunci hai ca să terminăm procesarea ta, să mergem înapoi la secție și să-ți întocmim dosarul complet, ca de mâine să poți să fii apt și gata de acțiune. Ok. În rest, ai întrebări sau ceva, nu știu, curiozități? Cam care sunt cele mai periculoase zone? La ce ar trebui să mă aștept? Poți să te aștepți oricând să-ți iei un cuțit în spate purtând uniforma de poliție. Asta pot să zic indiferent de locația unde te aștept. Salut! Salut, băieții! Salut, băieți! La bancă, colegul. Avem gașca de bikeri care ne cauzează probleme, se mulțesc tot mai mult. Au devenit fanatici deodată și rockeri. Nu am nimic cu rockerii, dar să te duci și violezi oameni, să vii să răpești și violezi nevestele și asta nu cred că e atât de ok. Bănuiesc că sunt și cei care se ocupă cu drogurile sau chiar și vânzarea de arme. Nimic, aici făceam o prezentare noului nostru coleg Mihnea, este agent șef principal transferat de la o altă secție de poliție și am arătat un pic turul orașului și aia însă fie precaut în ceea ce privește orașelul nostru faimos. Bun, hai de-mi birou, Mihnea. Sigur. După cum ai văzut, împreună cu jandarmeria avem o relație foarte strânsă, chiar o colaborare mai amplă. Tot din cauza infractorilor am ajuns la o colaborare pe care înainte nu o aveai. Ei sunt prezenți la orice jaf, noi îi ajutăm cum putem, ei ne ajută pe noi cum putem. Dacă vreun șef din jandarmerie nu e prezent, atunci sărim noi cu stafful nostru mai mare în grad. Să-i ajutăm și să-i conducem.
Mai ajutăm și cu recrutări, mai avem și transferați care vin de la jandarmerie la noi sau care pleacă de la noi la ei. Da, încercăm să umplem golurile cum putem să facem față și să reducem numărul de victime. Nu înțeleg. Am văzut de la început că sunt foarte calzi, dar totodată și bine echipați și pregătiți, încă de la început de când m-a luat colegul. Sunt echipați până în dinți, au veste anti-glonți, la fel ca și mine, la fel cum o să ai și tu, doar ca să avem cât mai mulți vii și să doborâm din partea cealaltă cât mai mulți. E un lucru urât că zic să doborâm, dar ori noi, ori ei. Așa s-a ajuns în orașul ăsta. Nu prea ai șanse să prinzi un taser sau ceva de genul, pentru că imediat sar cu cuțitul sau cu astea și nu prea ai timp să reacționezi. Am înțeles. E grav. Este, dar ușor, ușor avem tot mai mulți agenți ca și tine, tot mai mulți polițiști și jandarmi și încercăm să avem numere mult mai mari decât ale lor. Da. Bun, păi în principiu cam astea sunt de zis. Mâine când va fi o nouă zi vom ieși la o patrulă, vom încerca să prindem cât mai mult, să amendăm și să vedem cum te descurci. Sigur. Aștept ziua de mâine. Ok. Mi-a făcut plăcere. Și mie. O seară bună. La revedere. Seară frumoasă. Bun, băieți, și cam asta este secția. De aici o să începem practic să mișcăm lucrurile. Hai să vedem ce este și pe aici. Aici cred că mă voi echipa. Aici este vestiarul. Destul de plin. Văd aici câteva prosoape aruncate, o cafea, da, cum s-a spus. Deci ne luăm armele, o să avem activitate. Acestea fiind spuse, eu vă aștept pe Gold Life România Hard Roleplay, unde împreună cu colegii mei din jandarmerie și din poliție vom încerca să vă aducem zâmbetul pe buze și pe cât posibil să combatem infractorii. Până la viitoare, toate cele bune, salut și să ne auzim cu bine!